Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vă vom juca Last Dragon Earth. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și să lăsați un comentariu în caz că v-a plăcut episodul. Vom face ăsta Bunker Alpha. Vă voi arăta cum îl fac eu, ca să puteți să îl faceți și voi. Pentru început aveți nevoie de un stop sign. Ca să curățați pe ăștia de aici, vă duceți pam 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 criticale, easy, no problem. Asta l-am deschis eu, fiindcă aveam, v-am zis, aveam nevoie de pistoale pentru boss și mi-a plecat 4 glocuri. Deci, da. Hai să trecem la floor 2 și în același timp o să facem și... nu-mi vine acum în minte... misiunile pentru Rider. Avem nevoie să healerim tot ăsta, tot floor 2 din bunker, așa că da. Să avem nevoie de multe iteme. Nu e modul în care îl fac eu. Ăsta e un mod mai special, adică na, fac misiuni. Da, o să vă arăt și cum îl fac eu. De obicei aici nu-mi luam hiturile astea, dar de când zombii dau wireless, vă dați seama că mi le iau. Bun. Hai să dăm criticalul ăsta, îi dați o criticalul ăsta cu Skull Crusher-ul și fugit. Wireless, cum v-am zis. Bă, mă, chiar veneam la 2 hituri. Ok. Așa. Aici vă dați așa, da, dur glitch-ul, cel de toate zilele, îl știți și voi. Așa, du-du-du-du. Atât, sper să nu mă vadă ăștia că e glitchit bunkerul. Trec pe lângă ăsta și mă vede, așa mi s-a întâmplat acum bunkerul trecut. Și da, mi-am luat un hit, dar bine, n-am murit, asta e clar, eu nu mor de la... bunker nu prea easy, adică mor mai greu. Rar se întâmplă să mor. Orică sunt eu neatent sau ceva, dar în rest nu, n-am nicio problemă. Fac foarte mult wall trick și... na. Da, să vezi seama. Bun, hai să-l ademenim pe ăsta aici așa, bun, e de ajuns. Și, bam. Nu, no, așa, bun. Trebuie să vă poziționați și cam aia. Dar de ce am impresia că am mai făcut un episod de Bunker Alpha? N-am idee. Am impresia că am mai filmat unul, dar l-am șters. Ce era să-mi iau hitul ăla? Da, când fac World Trick, trebuie să fiu concentrat, așa că scuzeți-mă puțin. Bun, hai să luptăm. Deci da, acum că trebuie să fac tot floor-ul 2, tocmai m-am amintit că sunt niște camere pe care eu nu le-am atins deloc. Decât la început, când n-aveam idee ce e Bunker Alpha. Nu prea sunt cântat de chestia asta, dar în fine. Da, nu sunt cântat de chestia asta. Bă, oricum ai scap de armură de aici. Na, să privim partea bună. Așa. Până la videoclipul ăla special pe care îl plănuiesc eu, cred că fac level 100 aici. 100% aici. Dar să sperăm că nu-l fac. Și chiar dacă aș face 99%, tot aș folosi cartea aia. Doar așa, sau? Nu, că dacă aș face 99% n-aș mai folosi cartea. Bun. Ok, bam și bam și bam, ok. Aici, în mod normal, îmi luăm doar un hit, dar de când... nu mai pot schimba armele când lovești cu ele. Da.
ce să-și faci. Bun, aici avem nevoie de bandaje și asta. Doar atât. Ok. Am foarte multe sticle de apă. Pata nasoală, dar aia e. Bun, aici deschidem și ne băgăm kamikaze pe ei. Normal că nu se ocupă doar de unul. Ok, bun. Aici, n-am idee, de obicei nu mă vedea. Dar acum, mă vede. Uitați. Băi, nu înțeleg de ce mă vede. Nu trebuia să mă vadă, dar whatever. Bun. Nu mă enervez pentru asta. Mai folosesc niște medkituri, armură, hai. De arme mie, că na, totuși, armele sunt arme. Bun. Le folosesc mai des decât armura. Bă, respect că nu mi-a dat wireless hit. Așa. Bun. Wow. Deci nu pot să cred așa ceva. Ok. Rândă 2. Am crezut despre așa, dar mă rog. Bun. Bam. Ok, nu m-a văzut, asta e fain. Și acum să mă aleg un hit, parcă vede. Ok, nu m-am ales. Ok, nice. Bun. Din nou, wall trick. Din nou, așa, trebuia să păstrez, da, n-am mai fost atent la rangă, aia e. Bun. Acum, na, am nevoie de asta și, da. O să fac eu un live, cum fac eu bunkerul corect, în modul meu, nu pentru misiune sau ceva, doar pentru mine. Asta e waste, mi se pare, din punctul meu de vedere, un waste imens, dar, na, trebuie să dau și eu niște raiduri. O să fie primul meu raid și da, la raiduri am level de la fermă. Bun, hai să nu uităm de ăștia, deci o să ne mai ocup acum. Pot să dau doar, vă terminez doar unul? Ce nervant e ca atunci când mai are 2 HP și arma ta de 34 irosește atâta damage. Hit-ul ăla contează, să știți, adică în loc să folosesc hit-ul ăla pentru a da 2 damage, mai bine foloseam altundeva să dau full hit, adică 34 damage. Da, e acum. Nu sunt prea mândru, dar... Na. Ce să faci, n-ai ce să faci. Episodul ăsta o să aibă multe speed-uri. Știți voi, o să dau viteza mai mare la editare. Să fie o durere. Da, na. Bine. De aici am nevoie de Skull Crusher și machete și rangă. Nu, fără rangă. Am nevoie de rangă. Bun. Ok. Turetele nu le bat, că n-am nevoie. Deloc. Nici nu mă ating de ele. Bun, hai să mergem. Dați un hit și cam aia. Care... Da. Ok, dați. Așa, bine. Măcar am scăpat de un splitter.
Deci m-am ales cu... nu contează. Sincer, chiar nu știu de ce ține evidența la damage. Ce aproape a fost aia? Chiar și bani. Ai vrea tu, amici. Sincer, mie îmi plac glitch-urile, dar când mă avantajează pe mine, nu când avantajează zombie. Deci, da. Sper să rezolve glitch-urile, chiar și alea de la Bush, aia e. Prefer să fac, să pot să fac bunkerul 100% economic. Că acum, deci până în update-ul 1.11.3, nu foloseam chiar așa cum folosesc acum. Adică, da, zombie mă văd când ar trebui să mă vadă. Ce să faci? A, bine, rangă, macetă și voltric. Dacă ai dan ăsta, dar bine că dau am bine. Băi, ia veniți mă, că eu iau mai multe hituri cu voltricul ăsta decât îmi iau altfel. Bă, dar de ce unul e mai mare decât celălalt, nu înțeleg, da, whatever. Bă, măcar cu ocazia asta văd și eu cum e tot bunkerul, adică văd fiecare colțișor al bunkerului. Din nou, nu fac treaba asta mereu și nu o să dau raid-uri prea des, dar o să le dau, mai rar, dar o să le dau. Ok, mă bucur că nu mi-au văzut ăștia. Ok. Deci v-am zis, episodul ăsta o să fie în mare parte cu speed. Pus pe el. Deci da. O să fie o durere. Bine, hai, partea cu speed e ușor de pus. Partea grea e cu ăla, că va trebui să dau niște cut-uri și să salvez bucățile alea. A, deci da. A fi o durere. Bă! Scap de armură, dar mă cam doare să văd chestia asta. Adică prea multă armură s-a dus degeaba. Doar ca să fac un raid, pierd mai multă armură decât... Hop, așa. Pierd mai mult decât voi câștiga din raidul ăla, asta e clar. Oricum, o să fie primul raid, îți vedea seama că o să fie unul slab. Am și reputație 0 din 200. Ah, și ce lene mi s-a făcut acum. Mă filmez episod după episod, ca să am. Că nu o să stau să filmez chiar în fiecare zi. Bană să am chef, bană alta, bană alta și na. Așa că filmez când am chef și după aia public. Bine, nu o să-l public pe toate în acea zi, vă dați seama. Vei și tu pe pal... Vei. Așa. Bă. Trebuie să fiu atent cu armura. Bun. Da. Ce să mai... N-am nicio idee despre ce să vorbesc cu voi, ce să vă zic.
ca să nu vă plictisiți. Oricum o să aveți melodia. Asta și mă gândesc, băi, de ce să le zic căstora? Adică ei se uită la mine și toate cele, dar ei se vor plictisi pe... Wow! Asta e nouă. Până acum nu mai... Nu mi s-a mai întâmplat asta. Ok. Păi, ocazia asta vei testa dacă merge glitch, îl trec cu aici. Te rog, nu, Dan. Te rog, nu, Dan. Bine, că dai. O să pasă, dar vă dați seama. Bun. Păi, merge. De obicei fac la ușa unde m-am bătut cu Abomination-ul ăla. Dar văd că merge și aici. În caz că dați fail, fugiți în, la peretele ăsta și v-ați rezolvat. Văd că am șanse mai mici să-mi iau hit-ul aici decât la ușa aia, ceea ce e bine. Da, na, aici vine de poziționare și să vă rugați să nu dea wireless. Sincer, pe mine mă miră că am trecut pe lângă gaz, deși trebuia să-mi iau hit-ura atunci, dar... E ok. Bun, și acum trebuie să mă bat cu 3... Frenzied, deci da, o să am... Ok, mi s-a părut că am despărut... O să am nevoie de... Soblade și Ranger. Da. De obicei, la bunker, folosesc cel mai jumate pistol sau mai puțin, depinde. Bun, bateria o vreau. Bateria înseamnă cupru, cupru înseamnă pereți de stil. Bine, stil și apoi pereți de stil. Wireless. Băi, un lucru e clar, și-am dat wireless, dar totuși am voi, zombii n-au. Sper că în următorul update se rezolve problema asta cu datul wireless la player. Adică zombie, să nu mai dea wireless. Na, nu fac jocuri, nu sunt developer sau ceva. Presupun că e greu, dar na, totuși. Oh, shit! Băi, am crezut că l-am dat după perete. Aolei. Doamne. Asta am nevoie doar de crostă și cam aia. Și zi. Bun, dacă vă întrebați de ce tac atunci când fac wall trick sau ceva de genul, e ca să-mi fie mai ușor la editat, să pot să văd de unde până unde tai și cât mut ca să dau speed-ul ăla. Că vă dați seama că am nevoie de speed. Bine, asta nu-i nevoie. Ok, aici să sperăm că nu ne vede. Ok, nu am văzut. Vă băgați lângă ușa asta, dați un hit wireless și vă băgați așa. De ce să vă băgați de pe perete? Ca să vă asigurați că nu vă luați hit-ul. Deci da. Până acum cât am folosit? 5.000 de hit-uri. Foloseam 2 pe puțin. În zile albe foloseam 2, în alte zile foloseam 3, 4, nu? 5, deja e... Holy. Sipă totală. Dai. Ce se aude? Se aude ceva. Nu știu, cred că am nebunit. Ok, ok. Auzeam ceva prin căști. N-am idee ce, dar auzeam. Bun. Aici e easy bug greu.